Se bucură pentru el, dar așteaptă și el să-i bucure cu ceva. Sătenii din Țareu, ca satul de baștină lui Valeriu Streleț, speră că a ajuns în fotoliul de prim-ministru. Acesta le va face drumurile, va deschide fabrici și ferme ca ei să aibă de lucru. Cu Streleț candidat, unii săteni s-au făcut poieți peste noapte. A fost o treabă, o asadiene. Bravo, maladeț. Deja de două zile sătenii din Țareuca vorbesc despre consăteanul lor care este candidat la funcția de prim-ministru. Vestea i-a bucurat pe oameni care spun că Valeriu Streleț este dintr-o familie de gospodari și că ar merita să fie șef de guvern. Avem nădejde în nea lui că nu o să ne facă de rușine. Făcută ca la fântână și din deal acolo care e la prima intrare în sat, la biserica, se vede frumos, ia uitați-vă cât de frumos se vede. E candidat la funcția de prim-ministru, da? Ei, se ajută Dumnezeu într-un ceas bun. Aseară, după ce a fost desemnat drept candidat la funcția de premier, Valeriu Streleț s-a grăbit să-și publice pe o rețea de socializare diplomele de studii. Asta după ce predecesorul său, Kiril Gaburici, a dat demisia, după ce s-a descoperit că are o diplomă falsă. Valeriu Streleț este licențiat în istorie și economie. Poate nu s-a mai repetat ceea ce a fost domnul Gaburici, vă 3 luni, dar poate a ținut vreo an. Dascălii lui Streleț spun că acesta era un elev cu minte. Era curios de carte, citea mult, îi plăcea, dimitel de la școală îi plăcea așa, politică. Anii de școală a elevului Streleț însă nu au trecut fără șotii. Doamne, eu toate ce multe mulți copii, mulți băieții, îi găsesc, mă duc de intru popșoai și cum jucau cărți, și te țigară în gură ca copiii. Sătenii din Țareuca speră că odată ajuns sus, consăteanul lor nu va uita de satul de baștină și îi va ajuta. Să facă fabrici mici în toate raioanele de prelucrare a produselor. Că la noi nu-s frigorifici ca să păstreze producția. Îi las vieții la bar, îl vad și fac cu oamenii în timpul de față. N-au de lucru, fac o firmă. În casa părintească, unde Valeriu Streleț a copilărit, stau acum rudele acestuia. Locuința este una modestă, comparativ cu cea în care își duce traiul politicianul. Potrivit Rise Moldova, Streleț locuiește într-o casă de lux estimată la 8 milioane de lei. Nu ducem o viață de lux, mă rog, casa exterior arată cum arată, iar familia mea din 6 persoane trăiește într-o manieră cât se poate de obișnuit. Mai mult, pe fațada casei are un simbol ce seamănă cu unul masonic. Este un element arhitectural inițial care s-a format, după care a apărut o idee care a fost și a fetiței mele mai mici, cu uite, hai să desenăm acolo un ochi. Dar s-a primit un simbol care, pentru cei care doresc să cunoască simbolistica creștină, dacă se vor interesa, vor înțelege că nu are nimic comun cu masoneria.